dimineața, sunt Ovidiu Poșircă, jurnalist Business Review și bine v-am găsit la cea de-a doua zi a IME World 2017. Transmitem din nou din colțul Business Review de la acest eveniment care, după părerea mea, este cel mai mare la nivel regional pe zona de tehnologie, în mod clar și cu speaker de primă mână. Și aici, în colțul Business Review, am avut ieri o zi plină. Am avut dezbateri toată ziua pe teme diverse, de la investițiile în infrastructura de IT, la cloud și la ce este nevoie pentru a avea mai multe companii inovative în România. Astăzi, în a doua zi, vreau să... Cred că vom... dacă ieri am pus fundamentele discuției într-un fel, astăzi vom avea niște discuții, cred eu, mult mai aplicate, pentru că vom vedea efectiv cum putem folosi tehnologia pentru a ne face viața mai bună din orice punct de vedere, economic, nivel de confort individual. Vom discuta despre smart cities, despre investiții în infrastructură, dar și despre securitatea cibernetică, pentru că toate aceste date pe care le colectăm, în primul rând trebuie să știm ce să facem cu ele în mod eficient și în al doilea rând trebuie să le și protejăm. Însă, vreau să le luăm pe rând. În primul panel vom vorbi despre smart cities și aș vrea să-i prezint pe cei trei invitați ai mei, de la dreapta stânga. Bogdan Barbu, Business Development Manager Telecom România. Salut! Bună dimineața! Din partea Enel, Andrei Horhoianu, Innovation and New Business Solution Specialist. Bună dimineața! Iar de la Here, Octavian, Here, deci Here. Octavian Borcan, Senior Data Acquisition and Community Lead. Bună dimineața! Eu vreau să începem direct cu o întrebare. Ce credeți că avem nevoie pentru a dezvolta orașe sub principiul Smart City în România? Vreau, din perspectiva fiecare dintre voi, vreau să o spuneți aici. Dacă ați lucrat la niște proiecte pilot, vă rog să-mi spuneți. Dacă aș putea începe eu, în primul rând, când vorbim despre ce avem nevoie, ne gândim la, în primul rând, infrastructura, sau poate în primul rând erau fondurile, dar oricum ne gândim la fonduri și infrastructura de care avem nevoie și să fim atenți la ce fel de date deschidem. Avem nevoie de date deschise, dar să fim atenți în ce sens se deschid aceste date. Dacă discutăm despre infrastructura, în momentul în care există dezvoltări de rețele, atât din punct de vedere al utilităților, cât și al companiilor private. În momentul în care discutăm de, nu știu, implementarea unei rețele de iluminat, spre exemplu, să ne gândim că acea rețea de iluminat nu va deservi doar din punct de vedere al iluminatului și atât. Discutăm de orașe pe care tindem și vrem să le avem inteligente și automat trebuie să ne gândim la ce alte funcționalități va avea suportul iluminatului. Pentru că rețeaua de iluminat, până la urmă, poate fi, de ce nu, o rețea la care se conectează și multe alte device-uri și multe alte componente, tocmai în ideea de Smart City. Referitor la proiectele pilot pe care le are Telecom România, noi am dezvoltat pe moment de față două proiecte pilot, unul în Constanța și unul în București, cel din București în 2016, iar anul acesta, pe 16 iunie, am dat drumul celui de-al doilea pilot în Constanța. În cadrul celor două proiecte am instalat mai multe servicii și am testat în același timp mai multe servicii. Vorbim de iluminat, vorbim despre parcare inteligentă, vorbim despre senzori de monitorizare a calității aerului, Wi-Fi normal, cât și despre supraveghere video inteligentă și altele. Ok, momentan... Să continui eu pe partea de energie, pentru că, practic, energia stă la baza tuturor activităților dintr-un smart city către care toți ne dorim să ajungem. Și, practic, pe lângă tehnologie, eu zic că avem nevoie și de resurse umane foarte capabile pentru a utiliza tehnologia pe care noi vrem să o implementăm într-un smart city. Și aici aș spune niște vorbe mari
deschise într-un discurs de către președintele Băncii Interamericane de Dezvoltare că practic nu este nevoie doar de smart city-uri, ci este nevoie și de resurse inteligente umane care să folosească aceste device-uri. Practic, la nivel de România, proiectele pilot pe care noi le dezvoltăm se concentrează pe eficiență energetică, pornind de la soluții de smart metering și surse regenerabile. Ușor, ușor, acestea și-au făcut simțită prezența în piața din România. Prin parteneriatele pe care le avem la nivel național, dezvoltăm un sistem de metering care îi permite utilizatorului final să achiziționeze date despre consumurile reale și să implementeze soluții de eficiență energetică, care pot să pornească de la motoare eficiente, convertizoare de frecvență și așa mai departe. Pe de altă parte, pe lângă soluțiile de eficiență energetică, noi am venit la stand aici cu o soluție inovativă, e-mobility, prin care ne dorim să promovăm autovehiculul electric în România. Practic ne dorim să extindem stațiile de încărcare existente în momentul de față în România, pentru că viitorul va fi al autovehiculului electric. Și aici cu siguranță are legătură cu ce fac colegii noștri de la HERE. Da, mulțumesc! De fapt are legătură cu ceea ce faceți voi amândoi, pentru că în primul rând la un oraș smart, de lângă fonduri, da, și infrastructură, ai nevoie de conectivitate, nu? Dacă vorbim de geodate, da, ai nevoie de un suport pentru a transmite acele date atât către cloud, către un sistem cloud care să permită până la urmă analizarea lor, cât și după aceea retransmiterea înapoi către uzatori într-un timp cât mai aproape de cel real, pentru a face cât mai aplicabilă soluția. Aici volumul este imens. Dacă vorbim de mașini care se conduc autonom, de exemplu, pot genera pe mașină undeva peste 250 de GB pe oră, ceea ce este un volum imens. Nu mai gândiți-vă la necesarul de bandă până la urmă pentru a transmite datele respective, după aceea să te gândești că trebuie să le și procesezi și să trimiți și rezultatele spart în mai multe firicele în funcție de ce are către mașinile care sunt într-o anumită zonă. Iar apoi trebuie să ne gândim că avem nevoie de aceste geodate la nivelul întregii României, până la urmă avem nevoie de hărți precise pentru a putea ne mișca de punctul A în B, pentru a putea să fim mai rentabil, dacă este să privim din punct de vedere economic, dacă este de punct de vedere al mediului, nu să fim mai eficienți până la urmă și în același timp să fim mai transparenți, pentru că toată lumea poate să vadă în timp real anumite informații în spațial, da, care ne ajută pe tot. După aceea, trebuie să ne gândim la faptul că acest lucru permite realizarea unei analize foarte complexe, referitor la ceea ce înseamnă infrastructură, mediu, modul de lucru și cum se mișcă cetățenii într-un oraș, ce priorități au, de la, de exemplu, dacă omul este obișnuit să meargă pe o anumită cărare prin parc, da, și tu îi faci aleea în T, hai să vezi cum va merge în continuare pe acea alee. Toate acestea te pot ajuta. Legat de ce ne dorim, încă mai sunt multe lucruri de făcut pe partea aceasta, încă sunt proiecte pilot la care se lucrează, pentru că nu toate zonele sunt albe și negre, încă mai sunt zone gri și zone încă neexplorate. Avem proiecte făcute pe zona de Smart City, începând din Statele Unite, unde sunt cele mai dezvoltate, și în Europa de Vest, până în Tasmania, dacă este să o luăm așa pe diverse parte. Iar referitor la, ca și cel mai important proiect, să spunem așa, ar fi cel de trafic, pentru că până la urmă toată lumea merge către zona urbană și este cea mai dezvoltată și tendințele pentru următorii ani este ca 80% din populație să fie în zona urbană și atunci aici sunt cele mai mari probleme referitor la congestie, la trafic, și aici se dezvoltă soluții. Analizele pot fi atât cele în timp real, cu soluții care te ajută să te miști din punctul A în B cât mai repede și cât mai eficient, cât și pe partea de analiză istorică, să vedeți cât s-a mișcat, ce s-a întâmplat, în ce sens s-au dus viteze sau sensuri de deplasare, toate acestea care pot ajuta la o mai bună planificare. Dar pentru asta trebuie să ai nevoie de o strategie și o planificare pentru a putea construi ceva modular și pentru viitor, în jurul cetățeanului până la urmă, în jurul utilizatorului. Lucrul acesta cu strategia, dar noi avem nevoie de strategii în cam toate domeniile. Spunem că facem, că ne interesăm, nu prea vedem rezultatele și asta sectorul privat nu are treabă cu asta, treaba autorităților.
Autoritățile încep să vorbească despre smart cities, cel puțin asta, tot au descoperit un cuvânt interesant. Și am fost recent în Alba Iulia, unde am văzut că ei sunt foarte determinați să fie anul viitor, să aibă niște soluții în anul centenarului, să aibă niște soluții finale, oamenii chiar să simtă că încep să trăiască într-un oraș mai inteligent. Și aici o întrebare pe care o mai am e, dacă știți proiecte din alte țări de unde ne-am putea inspira, pentru că, ok, discutam și înainte, noi încă n-am stabilit foarte clar ce nevoie avem la nivel de oraș, nu? Avem N lucruri de rezolvat, dar nu putem să le facem pe toată dată. Ok, vedem traficul, să ne apucăm de trafic, să? Dacă îmi puteți da niște exemple care vi se par cumva că s-ar potrivi la noi sau am putea să începem o discuție mai concretă și cu partea publică despre lucrurile acestea. În primul rând aș vrea să spun că ce mă bucură foarte tare, apropo de municipalități, de primari, de administratori, de orașe, mă bucură foarte tare că în ultima perioadă și toată întâlnirea pe care l-am avut cu oameni de genul tineri, cu oameni care au vizitat și au văzut alte soluții de smart city, cu oameni informați, cu oameni care știu și au început să-și contureze o idee despre ce înseamnă pentru ei smart city și ce ar putea aplica, pentru că referitor la întrebarea cu alte orașe și alte exemple pe care noi le putem urma, până la urmă, soluțiile smart city, într-adevăr, în general, sunt aceleași, se pot aplica în orice oraș. Dar cel mai important pentru noi este să ne uităm fiecare în orașele noastre și să înțelegem care sunt prioritățile în primul rând, referitor la priorități, care sunt prioritățile și cum putem adapta soluțiile smart city în orașele noastre. Ok, ne putem uita la unde a ajuns New York, Viena sau alte orașe europene sau mondiale, dar foarte important este să înțelegem cum putem adapta soluțiile pentru noi. Și foarte important, cum au ajuns acele orașe în pozițiile în care sunt astăzi. Să vedem ce obstacole au întâmpinat, să vedem cum putem să prevedem noi aceste obstacole și să încercăm să le evităm și să ne facem viața mult mai ușoară, să încercăm să implementăm proiectele Smart City într-un mod mult mai ușor. Pentru a înțelege mai bine, poate, ce înseamnă pentru noi, pentru fiecare oraș al nostru Smart City. Noi asta am încercat și de asta am dezvoltat Constanța și București, am încercat să implementăm aceste proiecte și le-am implementat Smart City. De asemenea, nu am amintit mai devreme, dar suntem în curs de implementare și noi a trei soluții în Alba Iulia. Este vorba de catalogul electronic, este vorba de stații de încărcare pentru mașini electrice și supraveghere video inteligentă. Dar și un alt proiect al nostru pe care îl vom dezvolta în viitor, sperăm să se închidă, mai mult ca sigur să mă închidă până la finalul acestui an, este vorba de Piatra Neamț, unde la fel ne-am ales, împreună cu municipalitatea, am ales o zonă restrânsă în care să dezvoltăm un proiect pilot Smart City. Ca și rezumat, din punctul nostru de vedere, va trebui să analizăm orașele și să înțelegem ce e mai important și care sunt prioritățile noastre ale fiecărui oraș. Priorități avem multe, cum a spus, totul se învârte în jurul cetățeanului și al resurselor care se alocă. Apoi trebuie să vedem ce priorități sunt. Dacă luăm în cazul Bucureștiului, nu avem nevoie de soluție eficientă pentru transportul urban, să îmbunătățim, pentru că este mai ușor să te duci din punctul A în B dacă ai un mijloc de transport ok. Dacă ne uităm la Berlin, faptul cum s-au eficientizat ei într-un timp destul de scurt pe partea de transport urban, pentru că în urmă cu câțiva ani erau și ei, cum era, cum este aproape Bucureștiul acum, dar au reușit folosind atât soluții inteligente de mobilitate, investind în partea de rețele de biking, de biciclete, investind în partea de car sharing, da? Și în taxiul. Inclusiv companiile mari, gen Mercedes, BMW, au investit în tipul de aplicații care să ajute persoanele să descongesteze până la urmă traficul și să împingă mașinile personale să stea mai mult pe dreapta și să folosească mai mult transportul în comun. Sunt multe soluții care pot veni în sprijinul utilizatorilor, până la urmă, a cetățenilor, da? Cât și a municipalității. Sunt multe de făcut.
Cred că trebuie să ne punem în cap trei lucruri pe care să le facem prima dată, să începem de undeva asta. Prima dată trebuie să începi ceea ce este mai greu, dar trebuie să începi cu ceva concret, adică să ai cât de cât o anumită viziune și să te ții de ea. Că dacă pui punct aici și după aceea reieși și renunți, nu o să ajungi într-un foarte repede la punctul respectiv, sau mai greu. Și tehnologia evoluează tot timpul, constant trebuie să adaptezi, trebuie să vezi ce poți folosi, iar aici avem un avantaj pentru că deja în alte țări s-au folosit anumite tehnologii și nu mai stăm noi să inventăm diverse lucruri și putem folosi ultima tehnologie cu un cost mai mic, pentru că deja se produce deja un volum mai mare, atunci putem fi mai eficienți. Și în același timp avem oportunitatea să învățăm din proiectele făcute de ceilalți și să nu repetăm anumite greșeli care ne vor ajuta și vom ajunge mai repede, să spunem, la linia de finish. Eu aș continua prin prioritizarea problemelor pe care se identifică în primul pas al implementării unui Smart City, pe care l-au amintit colegii mei mai devreme. Și practic aici avem nevoie de un sistem de adunare a datelor din teritoriu pentru a facilita deciziile și a fi sigur că prioritizăm problemele într-un mod corect. Pentru asta avem nevoie de un sistem de senzori inteligenți, pornind de la camere de videointeligență sau senzori de prezență, senzori de intensitate luminoasă, care ne permit nouă să luăm deciziile și să ne focusăm pe problemele cu adevărat reale. În momentul de față putem învăța de la orașe care deja au implementat soluții pentru partea de îmbunătățire a securității orașelor respective. Ne uităm în America Latină, ne uităm la New York, recent atacurile din Las Vegas, unde s-a văzut cu adevărat cât de ușor ajută un sistem de videointeligență în interceptarea infractorilor. Dacă ne gândim la soluții de consum sustenabil sau rațional al resurselor, ne putem adresa la Nevada, unde acolo apa este o resursă foarte importantă și care a putut fi consumată rațional printr-un sistem de reglementare foarte bun și de asemenea prin implementarea unor soluții tehnologice care să monitorizeze pierderile, să îmbunătățească sistemele de pompaj și așa mai departe. Deci, la nivel național, să zicem așa, internațional, există soluții din care noi putem învăța, nu trebuie să reinventăm roata, trebuie doar să identificăm acele probleme pe care noi le avem la nivelul Bucureștiului, de exemplu, și să le prioritizăm și să le adresăm una câte una. E foarte important să adresăm doar o problemă, pas cu pas, dar în același timp sistemul pe care noi îl creăm să permită adăugarea de noi capabilități, astfel încât să ajungem la acel smart city integrat în care toate operațiunile se desfășoară la nivelul unui control center general. Și întorcându-mă, Bogdan, la comentariul tău despre tinerii care încep să intre în administrație și să gândească diferit, să înțeleagă mai clar, chiar am cunoscut și eu niște city manageri tineri care înțeleg foarte clar și se țin de treaba asta cu Smart City, înțeleg beneficii și știu să le comunice, care mi se pare că este un lucru extrem de important. Da, chiar în ultima perioadă chiar sunt foarte mulți și în foarte multe primării am întâlnit, n-aș putea să nominalizez, n-aș vrea să fac discriminare și să uit pe cineva, dar foarte mulți am întâlnit și foarte ok din punct de vedere al mentalității de Smart City. Și apropo de prioritizare, cred că ne ajută foarte mult, ne ajută și acele strategii de dezvoltare durabilă ale orașelor și în momentul în care facem prioritizările, fiecare ne stabilim ordinea priorităților, ar trebui să se analizeze, ok, gândim pe termen lung și pe ansamblu, dar stabilim și o listă a priorităților. O să trecem puțin și la partea puțin mai spinoasă a finanțării acestor proiecte. Știu că nu sunteți bancheri, dar nu o să vă iau cu studii de caz, dar... Putem fi pentru... Cu siguranță se discută și aspectul ăsta. Pentru că, ok, avem nevoie de Smart City, lucrul ăsta, beneficii trebuie să transformăm și în bani care să vină la buget, nu? Și a fost un studiu, cred că primul pe România, tot la Alba Iulia, unde erau în 30 de ani, beneficiile totale erau de vreo jumătate de miliard de euro. Și investițiile pe măsură, pentru că ăsta mi se pare un aspect pe care nu îl prea discutăm, de cum putem finanța lucruri de genul ăsta, dacă ați studiat și în alte părți, cum vedeți mixul ăsta de investiții?
tot ca și o surpriză plăcută, aș putea spune, este că foarte mult se lucrează pentru atragerea de fonduri europene. Există axele de mobilitate, axele de și toate celelalte axe de alocare de fonduri europene. Și de asemenea a fost o surpriză plăcută să vedem că în foarte multe municipalități se lucrează pentru acest tip de proiecte și oamenii știu, cunosc foarte bine care sunt taxele, unde pot aplica și stabilesc și lucrează chiar și la aceste proiecte. Dar de asemenea trebuie prevăzut totuși și trebuie luat în calcul anumite alocări și din bugetele locale. Nu doar pe fonduri europene. Într-adevăr, sunt soluții Smart City care se pot implementa sau pentru a le implementa e nevoie de bugete destul de mari, dar probabil și alte proiecte mai mici pot fi implementate din fondurile locale sau cel puțin începând să le implementăm din fondurile locale, din bugetele locale. Din punctul meu de vedere, pentru finanțarea soluțiilor de Smart City este foarte important să ne concentrăm pe acele parteneriate publico-private care s-au întâmplat în celelalte orașe și practic aici, dacă companiile care prezintă interes în zona de Smart City văd oportunitatea de business și își dau seama că nu doar municipalitatea beneficiază de o soluție Smart City, cu siguranță va cupla la acest parteneriat. Spre exemplu, dacă ne gândim la soluția de Smart Lighting care a fost amintită mai devreme, practic tehnologia de achiziție de date oferă date foarte bune, nu numai pentru a fluidiza traficul sau pentru a face un oraș mai fluent în trafic și mai curat, ci și pentru mediile de business care pot să analizeze foarte bine densitatea de populație din zonă, să vadă ce business-uri se pretează în zona respectivă. Este foarte important să punem business-ul în corul soluțiilor de Smart City și cu siguranță municipalitatea va susține aceste inițiative. Cum noi suntem pe partea tehnologică, da, ei sunt pe partea de infrastructură, deci efortul major va cădea pe ei. Noi venim cu soluții scalabile care pot fi adaptate în funcție de necesitățile și de buget. Putem veni și cu proiecte pilot în cazul în care este necesar un efort financiar, putem contribui și noi pentru că suntem interesați să dezvoltăm. Este o investiție și în oamenii care să interpreteze datele masive pe care le colectez din orașe. De aceea lucrăm la soluții big data și de analiză automată pentru anumite seturi de date care implică mai puțină manoperă, să zicem, da, mai puțină implicare a operatorului până la urmă analistului și mai multă parte de soft și automatizare, atunci ai costuri mai reduse pentru că o poți împărtăși soluția respectivă la mai mulți utilizatori, mai multe părți ale lumii și atunci, având o bază mai mare de utilizatori, costurile se reduc până la urmă și acolo se va merge probabil și în plus să ne gândim că în viitor, poate acum sunt foarte multe companii care se orientează către Smart City, către aceste concepte, dezvoltă tehnologii, dar pe măsură ce acest lucru va avansa, se va optimiza până la urmă acest proces și vor rămâne soluțiile viabile, care au utilizatori și care performează. Deci trebuie să ne gândim și la această parte pentru viitor. Și voi vedeți o colaborare între sectorul privat și cel public pe parte de pregătire de specialiști care trebuie să opereze în acest Smart City, adică companiile private le vedeți ca fiind dispuse să vină cu suport, nu știu, să trimită niște oameni, poate să lucreze cu partea publică, să înțeleagă foarte clar că au niște informații, să le dai la cetățeni ce au nevoie, nu? Noi facem acest lucru într-un fel. Avem programe pe care venim și discutăm cu autoritățile atât publice cât și la nivel local și cu mediul universitar, discutăm și cu studenții, împărtășim proiecte, studii pilot făcute, facem anumite proiecte și cu ei ca să prindă experiență, să învețe în exemple pe care le putem folosi sau studii aplicate pe anumite zone, pe anumite orașe, pe anumite cartiere, să spunem așa, în care aplicăm diverse tehnologii și ei pot lua rezultate respective și pot face analize și dezvolta proiecte pe mai departe. Am avut chiar studenți care și-au făcut doctoratul pe teme apropiate utilizând geodate furnizate de noi. Deci suntem deschiși la această parte, facem, autoritățile din ce în ce mai deschise la acest lucru, deci cred că găsim punți comune pe care să putem lucra. Chiar tind să cred că companiile private sunt deschise către așa ceva și chiar și
mediul, chiar și municipalitățile, înțeleg totuși beneficiul și că pot înțelege sau pot găsi soluții noi, pot identifica soluții noi pentru a rezolva mai ușor problemele. Cred că există, deja există o comunicare de genul ăsta. Cu siguranță așa este și pot să o confirm eu în calitate de absolvent al Politehnicii București, de exemplu. Acolo am avut pe parcursul facultății parteneriate cu mediul de afaceri din România, în care conceptul de Smart City a fost dezvoltat în detaliu. S-au dezvoltat acolo algoritme frumoase care permit prelucrarea datelor pentru a le folosi mai departe în implementarea la nivelul României. Și cu siguranță mediul de afaceri va susține municipalitatea, pentru că încă o dată nu se poate lucra într-un proiect Smart City de unul singur. Este nevoie de o echipă, este nevoie de un lider și de o viziune pe termen lung, la fel cum au spus și colegii mei mai devreme. Ok, și înainte de a încheia panelul, am o curiozitate, pentru că noi aici suntem în București. Vreau să-mi spuneți fiecare care este cea mai stringentă problemă pe care ați identificat-o și care credeți că ar putea fi rezolvată prin investiții în zona de Smart City. O problemă poate să fie aceeași. Eu aș începe prin calitatea mediului înconjurător în care noi ne desfășurăm activitatea în București. Practic este un oraș poluat atât fonic cât și din punct de vedere al noxelor și aici noi ar trebui să promovăm acele surse regenerabile care sunt menite să reducă poluarea și totodată cu soluțiile pe partea de monitorizare a traficului și de videointeligență reușim să fluidizăm traficul și vom elimina acei timp morți în care practic mașina stă în trafic degeaba și generează noxe. Pe de altă parte, autovehiculele electrice, ca și nivel de zgomot redus, contribuie de asemenea la reducerea poluării fonice, care în București, din păcate, are un nivel ridicat în zilele noastre. Cam asta ar fi din punctul meu de vedere. Andrei a ambalat frumos problema și mi-a luat o parte din bucățica mea, dar legat tot de mediu, dacă până la urmă vorbim și de costuri, nu? Că una este să mergi cu mașina personală din punctul A în punctul B și ai un cost, chiar dacă mergi la muncă, și alta este să iei un autobuz care vine la timp, da? Să știi când te uiți pe aplicație, să știi sau ai un program și știi, ies cu 5 minute mai devreme sau cu 2 minute, știu că vine autobuzul, nu stau și aștept și vine, nu vine. Da. Deci ar fi un ajutor și pe partea asta de mobilă și care vine și partea de mediu. Și în același timp a reduce presiunea. Ne trebuie un oraș centrat pe nevoile cetățeanului, nu pentru a aduce mai multe mașini în oraș, nu pentru a avea spațiu să te dezvolți atât ca și business și pentru a fi cât mai interesant și cât mai atractiv pentru oameni să desfășoare, să miște cât mai ușor. Cum spunea, avem planul acela de dezvoltare durabilă. Avem nevoie și de planuri de mobilitate durabilă, nu? La care tot ne chinuim să le facem și se fac lucruri și acolo, dar se mișcă mai încet decât ne-am dorit, poate. Da, și eu probabil lovindu-mă cel mai des de trafic, de parcări, de lipsa locurilor de parcare, probabil tot aici se mai poate optimiza din punct de vedere al mobilității urbane și probabil până să ajungem la nivelul, nu știu, Vienei, să avem cel mai bun transport public în comun, cred că mai avem și se mai pot face demersuri pentru a ajunge la un stadiu de a avea și un trafic acceptabil și a orienta mai mult pasagerii către transportul public. Ok. Aș vrea să vă mulțumesc pentru discuție, a fost foarte utilă și brusc am devenit optimist, pentru că lucrurile încep să se schimbe, eu asta înțeleg, mentalitățile încep să se schimbe. Avem modele, deja am găsit niște priorități pentru București aici, deci nu, poate ne ascultă și autoritățile. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată, noi vom lua o pauză și revenim cu al doilea panel despre software security.